A mai încercat Domnul să mai dea o masă odată. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, după ce le-a dat pâine, după ce le-a dat pește, după ce a înmulțit pâine și pește, toți au trecut marea după el, în speranța că vor mai primi o asemenea masă și Domnul le-a spus: pâine cum v-am dat ieri, n-am să vă mai dau astăzi. Am să vă dau alt fel de pâine. Am să vă dau pâinea care a coborât din cer și dă lumii viață. Amin. Și în momentul acela au zis: dă-ne-o și nouă. Unde e această pâine? Și Domnul a spus: este în fața voastră. Aleluia. Eu sunt pâinea vieții. Aleluia. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Aleluia. Aleluia. Au vrut ei să mănânce. Spune cuvântul că n-au vrut să mănânce. Imediat au comentat: noi nu suntem obișnuiți cu un asemenea meniu. Noi avem interdicție la sânge, noi nu suntem canibali, deși spune cuvântul Domnului că și canibali au fost. Și au mâncat copiii atunci când a fost foamea mare în Samaria. Amin. Și l-au părăsit. Și l-au părăsit și cei 70. Au rămas pe numai cei 12. Și Domnul i-a zis: la voi nu vă duceți. Mergeți și voi la fast food, mergeți și voi la restaurant, duceți-vă la masa lui Ahab, duceți-vă unde vreți. Și Petru a zis: unde să ne ducem, Doamne? Amin. Că noi am înțeles că la tine sunt cuvintele vieții veșnice și că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ei n-au mai avut unde să se ducă. Facă Domnul ca nici noi să nu mai avem unde să ne ducem și să rămânem lângă Domnul. Că ne poartă El de grijă. Slăviți să fie numele Domnului în vecii vecilor. Vedeți? De foarte multe ori Domnul este refuzat. Facă Domnul ca în această seară să nu-L refuzați pe Domnul și să stați la masă cu El. Avem un Dumnezeu care este bun. Avem un Dumnezeu care este iertător. Avem un Dumnezeu care nu ține cont de naționalități. Nu contează dacă ești grec, nu contează dacă ești român, dacă ești american, dacă ești englez, dacă ești francez, dacă ești țigan sau dacă ești ungur. Pentru el nu contează acest lucru. De unde știu? Din cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul că Domnul odată s-a dus în părțile Tirului și Sidonului și o femeie, tot atât de necăjită ca și mine, a alergat la Domnul și a strigat de la distanță. Și a zis: Iisuse, Doamne, Fiul lui David, ai milă și de mine. Fiica mea este greu muncită de un drac. Și Domnul a mers mai departe și n-a băgat-o în seamă. Și femeia aceasta nu s-a supărat. A strigat și mai tare: Iisuse, Doamne, ai milă și de mine. Au intervenit ucenicii. Și a spus: dă-i drumul că strigă după lui. Păi după ei striga. Nu striga după ei, dar așa ne place și nouă să ne dăm importanță. Că noi vindecăm, că noi prorocim, că noi predicăm. Noi nu facem nimic. Amin. El face tot. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Deci, vecilor. Au intervenit ucenicii și Domnul nu i-a ascultat nici pe ei. Și femeia aceasta s-a prăbușit, încă o dată, s-a prăbușit la picioarele Domnului, ca Mefiboset. Doamne, ajută-ne să ne prăbușim și noi. Amin. Ca femeia păcătoasă, din Luca 7. S-a prăbușit și așa, Doamne, ajută-mă. Și asta ce vrei? Doamne, hrană vreau și eu. Hrană vreau și eu, Doamne Dumnezeule. Și atunci Domnul a spus: femeie, uite care este problema. Eu am o hrană deosebită. Eu dau o masă deosebită. Și nu pot să iau pâinea de la masa favoriților, de la masa sfinților, de la masa pocăiților și să o arunc la câini. Și femeia a zis: Doamne, este adevărat cum spui tu. Suntem păcătoși, suntem nemeritoși, dar prin credință știm și noi ceva. Că și câinii, căței se hrănesc cu fărămiturile care cad la masa stăpânilor. Încât a determinat pe Domnul să spună: o femeie, mare este credința ta, facă-ți se ție cum voiești și fiica ei s-a tămăduit în momentul acela. Aleluia! Vreți dumneavoastră fărămituri? O fărămitură de la masa sfântă poate să dea eliberare. Amin. Poate să dea vindecare. Amin. Poate să dea mântuire. Amin. Că este o fărămitură de la masa împăratului. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Doamne, te rog în această seară, dă o fărămitură și copilului meu bolnav. Amin. Eu cred că-l poate elibera. Amin. Eu cred că-l poate vindeca. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și dă o fărămitură în seara aceasta la orice persoană prezentă. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. A fost unul care tânjea după fărămituri. Este vorba de săracul Lazar. Și știți unde a ajuns? În cer, binecuvântat să fie numele Domnului. Fărămiturile sunt bune. Important este să le primim ca din partea Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Auziți? Domnul nu face acolo favoritisme. Nu are importanță cine ești tu și în ce situație te afli. Important este să te recunoști. Și Domnul te invită la masă la El. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului.
Acum poate mulți dintre dumneavoastră aflați în aceeași situație cu mine, cu copii bolnavi, cu copii care sunt departe de Domnul, care sunt la Lodebar, care poartă un chip al rușinii. În această seară poate vă puneți o întrebare și întrebarea o adresați Domnului în seara aceasta, pentru că Domnul este prezent aici, binecuvântat să fie numele Lui. Împărate Doamne, ce se va întâmpla cu Mefiboset al meu? Ce se va întâmpla cu copilul meu care este olog, care este bolnav, care este handicapat? Doamne, ce se va întâmpla cu Mefiboset al meu, care poartă chipul rușinii, care acum se află la Lodebar, bea, fumează, se drochează, fură, face lucruri neplăcute? Ce se va întâmpla cu fata mea? Ce se va întâmpla cu băiatul meu? Și împăratul spune în această seară, așa cum mi-a spus David lui Țiba și celor din jurul lui, vreau să mă port cu Mefiboset cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu datorită legământului pe care Ionatan l-a făcut cu mine. Astăzi împăratul spune că datorită legământului pe care l-ai făcut cu Iisus Hristos, copilul tău bolnav, copilul tău care este departe de Domnul acum și rătăcește la Lodebar, prin mila și bunătatea lui, amin, va fi adus să stea la masă cu împăratul. Vă fi să fie numele Domnului. E important este să credem acest lucru. Amin. Și să ne rugăm la Domnul să aducă fiii noștri de nisipitori. Amin. Și să-i facă și pe ei moștenitori ai vieții veinice. Vă fi să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei, va fi sărbătoare mare în cer. Amin. Acolo cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți Sfinții lui Dumnezeu, vor sta și cei care se află în biserica aceasta. Amin. Vor sta aceia care au făcut un legământ cu Domnul. Amin. Vor sta aceia care s-au recunoscut păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și care au acceptat ridicarea. Să fie ridicați de la Lodebar ca să fie aduși la Ierusalimul Ceresc. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Poate oamenii nu ne invită la masă. Poate de multe ori nu mai avem mâncarea necesară pe care să o punem pe masă la copiii noștri. De foarte multe ori plătim, cheltuim bani, mai suntem și înșelați bani unii, bani de alții. În seara aceasta este cineva care vrea să ne dea o masă fără bani și fără plată. Binecuvântat, asta nu l-a făcut fără mituri. El ne invită în seara aceasta să stăm la masă cu împăratul și sufletul nostru să mănânce bucate gustoase, să se desfete cu ce este mai bun, să ne fie să fie numele Domnului. În această seară, pentru fiecare persoană care a făcut un legământ cu Domnul, Domnul spune, împăratul spune, veniți la masa mea, luați și mâncați, nu ca să muriți, ci ca să trăiți. Amin. Amin.